porcului a dus moartea unei femei de 61 de ani din județul Arad și a băgat alte 40 de persoane în spital. Toți au gustat din carnea unui porc tăiat de vecinul lor, fără să întrebe dacă a testat-o mai întâi. Animalul se pare că avea trichineloză și după o săptămână au ajuns toți la spital. Și au dat acolo și au făcut okay un 20 persoane. Au făcut pomana porcului fără să verifice carnea la veterinar. Nimeni nu s-a gândit că ar putea păți ceva. S-a dat acolo de mâncat, un puțin așa încărnat a, a fost tot, a știu că tot cheful mai rămas carne. Știu ce am dat la din acolo. În total, 41 de oameni au mâncat din carnea infestată cu trichineloză. După o săptămână au început să meargă pe rând la medic. Atunci n-am simțit nimic, dar am simțit după vreo săptămână grețuri, vărsuri, dureri de mușchi, dureri de mâini, de cap de aici. Afecțiunile au debutat după, in, după incubația bolii. Ei s-au prezentat la medic de familie sau la diverse servicii de ambulator de specialitate din zonă, unde diagnosticul a fost altul. Doctorii au crezut prima dată că au o viroză și tratamentul pe care l-au prescris n-a dat rezultate, așa că au ajuns toți pe patul de spital. Din cazurile internate, trei, trei cazuri au avut o evoluție mai severă. O pacientă în vârstă de 61 de ani a fost trimită în consult cardiologie, în final transferată pe terapie intensivă. Unde a decedat. Femeia avea probleme cu inima, iar boala i-a fost fatală, și soțul ei este în pericol. Bărbatul este în comă. Un banal buletin de analiză îi putea salva pe toți, dar puțini obișnuiesc să verifice carnea înainte să o consume. Localnicii nu prea testează carnea de porc? Sau? Nu, nici n-am dus în viața noastră la laborator carne de porc. În viața noastră n-am dus. Vremurile au fost în acest an foarte călduroase, invazile deșoare și șobolani masive. Oamenii nu își fac deratizările corespunzătoare în curțile lor. Carnea care i-ar fi îmbolnăvit pe oameni e analizată acum de specialiștii Direcției Sanitar-Veterinare. În funcție de rezultate, polițiștii ar putea deschide un dosar penal.